Mulți oameni cred că niciodată nu poți avea prea multe legume în dieta ta, dar acest lucru nu este în întregime adevărat. Roșiile au o serie de beneficii pentru sănătate, dar sunt ele cu adevărat atât de benefice pe cât credem? De ce nu ar trebui să mănânci roșii în fiecare zi? Bună ziua tuturor! În acest videoclip vom explora beneficiile și potențialele dezavantaje ale roșiilor pentru sănătatea dumneavoastră, inclusiv unele fapte pe care s-ar putea să nu le știți. De asemenea, vom discuta despre riscurile asociate consumului de roșii și vom vorbi despre măsurile de precauție pe care ar trebui să le luați. Rămâneți cu noi până la sfârșitul videoclipului, va fi interesant, informativ și gustos! Dar, înainte de toate, dorim să le mulțumim tuturor celor care sunt deja abonați la canalul nostru și să invităm pe cei care nu s-au alăturat încă. Vă mulțumim în avans! În prezent, în lume există aproximativ 7500 de soiuri de roșii. Roșiile sunt plante fructifere din familia Nightshade, care include și cartofii și vinetele. Deși sunt adesea tratate ca legume în bucătărie, din punct de vedere botanic, roșiile sunt fructe. Acestea sunt compuse din aproximativ 95% apă, restul de 5% fiind alcătuit din carbohidrați și fibre. Beneficiile roșiilor. Atunci când se discută despre beneficiile pentru sănătate ale unui aliment, de obicei se implică faptul că efectele benefice sunt obținute atunci când sunt consumate proaspete. Cu toate acestea, în cazul roșiilor, acest lucru nu este în totalitate adevărat. Chiar și roșiile conservate oferă beneficii pentru sănătate. De exemplu, roșiile verzi conservate fără oțet păstrează aproape toate vitaminele, acizii și antioxidanții prezenți în roșiile proaspete. Consumul de roșii în forme gătite sau suc de roșii este de asemenea benefic, cu riscuri minime. Acizii organici și fibrele din roșii au un impact pozitiv asupra sistemului digestiv, îmbunătățind producția de enzime și ajutând la eliminarea bilei. Fibrele ajută de asemenea la reglarea nivelului de colesterol și sprijină sănătatea inimii. Oamenii de știință de la Institutul pentru Cercetare și Inovare în Sănătate din Portugalia au descoperit că roșiile au un profil antioxidant bogat, depășind multe alte legume familiare. Roșiile sunt o sursă importantă de licopen, un antioxidant puternic cu proprietăți de stimulare a imunității și anticancer. Beneficii suplimentare. Roșiile naturale oferă o serie de avantaje, cea mai mare concentrație de nutrienți găsindu-se în roșiile roșii. Culoarea vibrantă a pielilor provine din licopen, carotenoizi și xantofile, antioxidanți puternici esențial pentru prevenirea cancerului și combaterea diferitelor boli. Acestea ajută la reducerea riscului de malignități în sistemele cardiovascular, musculos, scheletic și endocrin. Îmbunătățesc sănătatea pielii și a ochilor, încetinesc îmbătrânirea și sunt considerate o măsură preventivă împotriva obezității. Roșiile sunt recomandate femeilor însărcinate pentru a preveni defectele de dezvoltare fetală. Conținutul lor ridicat de vitamina C este benefic și diabeticilor, ajutând organismul să proceseze mai eficient insulina și glucoza. Nutriționiștii notează că roșiile sunt bogate în riboflavină, care poate ajuta la ameliorarea atacurilor de migrenă. În plus, roșiile conțin serotonină și tiamina, care se transformă în organism pentru a crește concentrația hormonului fericirii, prevenind potențial apatia și tulburările depresive. Psihologii consideră adesea roșiile drept antidepresive naturale, care pot îmbunătăți starea de spirit și ajută la combaterea stresului zilnic. Consumul zilnic de roșii poate proteja pielea de razele UV dăunătoare și poate promova întinerirea prin stimularea producției de colagen. Proprietățile anticancer ale roșiilor sunt susținute de cercetări recente. Roșiile au efecte antiinflamatorii și antioxidante puternice și pot ajuta la prevenirea bolilor grave. Multe tipuri de cancer sunt legate de stresul oxidativ cronic și de inflamație, iar roșiile pot ajuta la contracararea acestor condiții. Cu toate acestea, beneficiile roșiilor se extind dincolo de aceste efecte. Datorită conținutului lor de nutrienți, roșiile sunt recomandate pentru diverse probleme de sănătate, inclusiv obezitate, sindrom metabolic și tulburări neurologice. Roșiile sunt bogate în licopen, un antioxidant care, consumat în mod regulat, poate reduce riscul de cancer de prostată la bărbați. Oamenii de știință au descoperit că un compus unic numit alfa-tomatină nu numai că nu favorizează dezvoltarea cancerului, dar ajută și la combaterea celulelor canceroase existente. În general, roșiile sunt bine tolerate, iar alergiile la roșii sunt rare.
Persoanele cu alergii la polenul de iarbă se pot confrunta cu alergii la tomate, care pot provoca iritații ale gâtului sau umflarea gurii și a gâtului. Cu toate acestea, frunzele plantei de tomate trebuie evitate, deoarece pot provoca iritații grave ale gurii și gâtului, vărsături, diaree, amețeli, dureri de cap, convulsii ușoare și chiar deces. Dezavantajele potențiale ale tomatelor. În timp ce licopenul este în general sigur, persoanele cu ulcer peptic sau alte probleme gastrointestinale ar trebui să fie prudente. Licopenul poate scădea de asemenea tensiunea arterială, ceea ce ar putea fi o preocupare pentru persoanele cu tulburări de coagulare a sângelui. Roșiile conțin acid malic și citric, care pot duce la producerea excesivă de acid gastric, rezultând în reflux acid și arsuri la stomac. În plus, roșiile au oxalați, care pot contribui la formarea pietrelor la rinichi, astfel încât persoanele cu probleme renale ar trebui să își limiteze consumul. Mitul conform căruia cojile de roșii sunt dăunătoare și se lipesc de pereții intestinelor este nefondat. Deși cojile de roșii, ca toate fibrele, nu sunt digerabile, acestea aduc beneficii microbiomului intestinal. De asemenea, bazarea exclusivă pe roșii pentru pierderea în greutate ar putea să nu fie eficientă. Deși sunt săraci în calorii, aproximativ 18 calorii la 100 de grame și în cea mai mare parte apă 95%, ele pot provoca vârfuri de zahăr din sânge la unele persoane, ceea ce poate împiedica pierderea în greutate. În plus, roșiile conțin sare, care poate stimula apetitul. Roșiile furnizează vitaminele A, K, E și C, potasiu și acizi benefici, dar au și proprietăți coloretice. Persoanele cu boli ale vezicii biliare ar trebui să consume roșii cu prudență, deoarece acestea pot declanșa atacuri din cauza mișcării pietrelor în canalele biliare și pot obstrucționa fluxul biliar. În plus, cei cu probleme articulare pot fi sensibili la roșii din cauza solaninei, care poate provoca dureri. Dacă vi se pare dificil să eliminați roșiile din alimentație, încercați cel puțin să reduceți cantitatea acestora. Amintiți-vă că până și roșiile proaspete pot provoca umflături, mai ales dacă sunteți predispus la acestea. De asemenea, toate alimentele sărate și murate sunt nocive pentru persoanele cu boli cardiovasculare, deoarece provoacă retenție de lichide și pot crește tensiunea arterială. Deși roșiile au multe beneficii pentru sănătate, ele trebuie consumate cu prudență, mai ales cele cumpărate din supermarketuri. Tu știai toate acestea? Dă-ne de știre în comentarii! Aici se încheie episodul nostru de astăzi. Ne-am propus să vă oferim cele mai multe informații și utile în acest videoclip. Nu uitați să vă abonați la canalul nostru și să apăsați pe clopoțelul de notificări. Vă mulțumim pentru vizionare, ne vedem data viitoare! Pe curând!